Șase membri ai unei grupări criminale au fost reținuți după ce au furat peste 2 milioane de lei din safeurile unor antreprenori din Ialoveni. Ofițerii de investigație au efectuat percheziții la domiciliile și în mașinile suspecților, unde au fost găsiți bani, rângi metalice, mijloace de comunicare securizată, precum și alte bunuri sustrase. Unul dintre suspecți s-a ascuns în timpul perchezițiilor și intenționa să părăsească țara, însă poliția de frontieră i-a zădărnicit planul.